Astăzi începe prima sesiune parlamentară a acestui an. Prioritare pe agenda guvernului sunt, printre altele, reducerea taxelor de muncă, creșterea producției produselor alimentare, reducerea inflației și impunerea unei taxe de solidaritate de 1% din cifra de afaceri pentru marile companii. Însă mai multe despre acest subiect discut în continuare cu Adrian Negrescu, consultant economic. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum va impacta această taxă marile companii care există deja în România? Apoi, hai să spunem că marile companii din România fac afaceri undeva la nivel de 200 de miliarde de lei pe an. 1% înseamnă undeva la nivel de 2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă undeva la nivel de 4 miliarde de euro. Pentru 4 miliarde de euro să riști, practic, să-ți plece investitorii din țară. Uite, asta e o întrebare pe care autoritățile, politicienii trebuie să-și o pună. De ce? Pentru că, dincolo de această perspectivă a investitorilor, se mai pune o altă chestie foarte importantă. Noi, dacă am aplicat o taxă de 1% pe cifra de afaceri, practic am încălcat legislația europeană, regula dublei impuneri, da? Eliminarea dublei impuneri. Lucruri pe care probabil politicienii care au propus-o nu au luat-o în calcul și probabil nici nu s-au gândit la așa ceva. Este o grămadă de legi și regulamente internaționale care permit practic multinaționalilor să plătească impozitul unde își doresc, în ce țară își doresc, în funcție de natura business-ului. Nu cred că se va ajunge la această taxă, pentru că oamenii de afaceri deja reuniți în organizațiile patronale au protestat vehement legat de această posibilitate și, în al doilea rând, e legat de perspectiva mediului de afaceri. Nu poți iarăși să te ameninți cu taxe, suprataxe și iarăși taxe, pentru că tu, stat român, nu ești capabil să adun banii din evaziune fiscală. Este pe ultimul loc în Europa la capitolul adunat bani din TVA, de exemplu. Mai cred că dacă avem nevoie de bani la buget, hai să scoatem la lumină economia subterană și abia după aceea să ne gândim să punem alte taxe și suprataxe. Asta voiam să vă întreb. De ce credeți că recurge guvernul la aceste măsuri? Pentru că sunt niște situații la care ne așteptăm, nu e ceva surprinzător să trebuiască să luăm o măsură repede și să fie asta prima la îndemână. De ce ajungem la astfel de măsuri și nu luăm într-adevăr măsuri, așa cum spuneați și dumneavoastră, care să aibă un efect substanțial și să obținem banii de care se presupune că avem nevoie? Din foame de bani, pentru că, într-adevăr, deficitul bugetar se accentuează în România, adică diferența de cât încasează statul din taxe și impozite, da, de la cetățeni și de la companii, și cât cheltuie pe aparatul public, pe salariile bugetarilor, pensii, pe toate cheltuielile sociale. Am ajuns în momentul de față ca aproape 90% din banii care noi adunăm din taxe și impozite fiscale să-i dăm pe salarii și pensii. Nu se poate să trăiești în momentul de față și, da, statul are nevoie de bani și caută soluții. Da? Soluția, cred că, nu este în a crește fiscalitate din România, ci a face curățenie în propria ogradă, adică să faci niște reforme administrative, niște reforme în aparatul public, care să genereze cheltuieli mai mici și suportabile din punct de vedere al încasărilor statului. Mi-e teamă, pe de altă parte, că această taxă este doar una de imagine, e o luptă pe care politicienii și o duc cu multinaționale, un fel de Don Quixote, da, în luptă cu morile de vânt. O chestie cu care ne-am obișnuit, nu este prima dată când se vorbește de ea și probabil va rămâne doar pe hârtie, pentru că e aproape imposibil să introduce așa ceva în România. Practic, ne facem că facem în continuare. Este această deviza pe care o abordăm în continuare, pentru că ea tot revine în discuție, această măsură. Da, uitați-vă ce s-a întâmplat cu taxa asta de solidaritate, în care OMV Petrom nu a fost luată în calcul. De ce? Pentru că n-au știut să facă un studiu de impact, să vadă într-adevăr cui se aplică taxa asta de suprataxa asta pe sectorul de carburanți și gaze, care pe de altă parte e și așa supraimpozitat, deci nu mai avem nevoie de încă o suprataxă. Dar asta ține de viziune și de modul în care ne pregătim practic să susținem economia, să susținem bugetul public prin niște decizii administrative. Și acolo cred că avem niște minusuri fantastice, mai ales pe zona de analiză a modului în care funcționează economia, a zonelor din care poți aduce mai mulți bani la buget, că da, e normal să încercăm să aducem mai mulți bani la buget, dar hai să lovim economia subterană, că acolo e marea problemă, nu cu cei care își declară taxele și cărora, iată, vrem să le punem alte noi taxe pe ideea că dacă tot plătiți, hai să plătiți mai mult. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru explicații.